Apaserv este în faza în care a găsit ce probleme au oamenii grație sistemului prin care a sondat populația. Abonații fiind întrebați ce îi nemulțumește, cu acest prilej însă angajații Serviciului de distribuție al apei din Valea Jiului au depistat că oamenii nu sunt în pas cu tehnologia ce le-a fost pusă la dispoziție. Alarmant a fost uh, procentul de 40% din cei chestionați care spuneau că nu au cunoștință de site-ul nostru. Este destul de grav din punctul nostru de vedere pentru că pe acel site care îl poți. ai foarte multe informații. Ai informații începând cu lucrările care se execută în acea zi, cu restricțiile care sunt pe fiecare oraș, întrebările frecvente, ce înseamnă reglările, ce înseamnă cantitatea de apă meteo, ce înseamnă toate acțiunile care le facem noi. Deci acel site este în permanent actualizat. Tocmai pentru a le veni în sprijin, cei de la APE au găsit și soluția. Acel 42% este un, un, un procent destul de mare că oamenii nu știu de site. Am zis, hai să verificăm în ultima perioadă cât s-au mai făcut uh, cont curent la noi, cont online, să vedem să-și facă atât plata cât și să știe de valoarea facturilor sau evoluția facturilor în timp. Și am constatat că în ultimele trei luni au fost sub 10 persoane care și-au făcut cont curent. Ca măsură imediată, imediat însemnând în prima jumătate a lunii octombrie, vom pune la centru de încasări Petroșan, că este orașul cel mai mare, după care la fiecare, în fiecare oraș în parte, vom pune un calculator cu o persoană de la noi instruită de la centru de încasări care, odată ce omul a plătit factura sau stă să plătească factura sau îi vine pentru o informație în cele 5 zile când avem lume mai multă la centru de încasări, să-i învețe sau chiar să le creeze un cont, să aibă un cont online. Totuși, nu toți abonații primesc facturi și cei mai defavorizați sunt cei care plătesc la asociațiile de proprietari. Și pentru aceștia, însă, se va găsi o soluție. Într-adevăr, ei nu pot să-și facă cont că plata nu o face la serv, o face la asociație, dar dacă vorbim de asociații, să știți că, în continuare, noi avem o campanie. Nu pot să zic, nu pot să zic că e o campanie agresivă, dar insistăm la fiecare asociație, cumva. Ei să rămână membri asociației, dar plata serviciului să-l facă la noi. Pentru că din cele 21 de asociații care sunt, sunt la nivel de uh, APASERV, cu 18 avem procese. Ei nu pot să-și facă un cod client pentru că factura vine la nivel de uh, asociație. Nu știu dacă putem găsi o modalitate să-și uh, uh, să, să facă un cont online un, cli, un membru al asociației, dar poate să vină oricând să achite serviciul la ApaServ, el rămâne membru, membru la asociație, se face o convenție sau un contract individual cu noi. În momentul ăla în care apare factura pe numele lui, îi se, se generează un cod CRE și un cod intern. Abonații au încă ocazia să spună care le sunt doleanțele, iar cei de la ApaServ sunt gata să le vină în sprijin. Și pentru asta le stau la dispoziție cu toate mijloacele moderne.